Dana Budeanu, doamnelor și domnilor, îi demască pe miniștrii care au făcut jonglerii și manevre pe banii statului. Ia uitați ce spune despre ministrul rezist, care este acum într-un mare scandal pe banii care vin de la Uniunea Europeană. Cu cine credeți? Nimeni altul decât Alexandru Rafila, care vorbea mai devreme despre restricții, mască și vaccinare. Uitați ce spune Dana Budeanu. Da. Ce să vă fac? Ce să vă fac dacă ați acceptat să aduceți la putere niște neterminați cu rucsacul în spate și cu sandale în picioare? Nici aici nu te primești, uite, vezi, bă, ce lux. Vezi, bă, Ghine. N-ai putut, mă, să pui mâna pe banii. Eu v-am zis că nu o să puneți mâna pe banii din PNRR-ul. Să poate chiar așa cum vreți voi. Când erați voi Sanchi la putere și ați luat-o direct în sandale, că ați vrut frumos să puneți și mâna pe zeci de milioane de euro, dar nu s-a putut, repede, așa ca să explicăm la oameni, ați băgat consultanță în PNRR de 50 de milioane de euro, împărțită la trei ăștia care o să facă ei consultanță pentru România. Paranteză, populație. Când mai vedeți voi de ăștia băgați la pușcărie până în România pentru Sanchi că au luat 10% din contractele cu statul, știți, de aia în funcții publice, care au luat 10%, da. Nu se numește babardeală, se numește consultanță la ei. De ce? Că-i de afară și dacă e de la UE, BEI și Banca Mondială și OMS, e bine. Mă rog, sandale ăla urlă acum că Rafila dă consultanța la OMS-ul pe 20 de milioane de euro, consultanță trecută în PNRR de Ghine și de doamna de la BEI și de domnul de la Banca Mondială, care brusc au fost detașați, nu știu dacă mai știți, Migiu și cu Ungureanu. Ei au fost detașați de la BEI și de la Banca Mondială cât să scrie PNRR-ul, adică cât să-și treacă acolo. BEI-ul să ia nu știu câte zeci de milioane și Banca Mondială nu știu câte zeci de milioane consultanță. Acum amândoi, și Migiu și cu Ungureanu, sunt înapoi. Păi nu, că au fost doar detașați câteva luni ca să scrie cât să ia. Da? Așadar, consultanța a fost împărțită de către și sub pixul lui Ghinea, între OMS-ul, da, Ghinea? E trecut de tine OMS-ul, de Rafil. Deci OMS, BEI și Banca Mondială. Corect? Corect. Acum a rămas consultanță doar la OMS-ul, eu nu-s de acord nici cu aia, renegociată de Rafila, adică OMS-ul pe 20 de milioane face consultanța pe 50 de milioane, care era trecută cu 50 de milioane. De-aia urlă Ghinea, pentru că nu mai iau aia pe care i-au duseseră ei. Adică BEI-ul și cu Banca Mondială. Core, Ghinea? Hmm? Păi bă, maxim să mai scrie doamna Dogioi acum, că doar ea, nu știu, are așa o afinitate pentru sandalele tale, să te apere puțin, să te spele puțin, că în rest, ce să zică oricine. V-ați încercat să babardiți, n-ați reușit să babardiți, asta este. Știi cum e? În sandale, sărac, ce să babardești? Au rămas 20 de milioane din 50 de milioane pe care România trebuia să le plătească ca să facă canci spitale.